În acest video vom vorbi despre medicina internă. Medicina internă este ramura medicală care se ocupă cu prevenirea, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor organelor interne. Consultația de medicină internă însumează evaluarea sistemului respirator, a aparatului cardiovascular, a aparatului urinar, cât și a sistemului digestiv. Consultația de medicină internă se efectuează de către medicul de medicină internă specialist și constă în anamneză și examenul clinic obiectiv al pacientului. Cele două menționate anterior se află în strânsă legătură. Astfel, anamneza reprezintă discuția liberă a medicului cu pacientul, pe când examenul clinic obiectiv reprezintă evaluarea în amănunt a sistemului renal, a sistemului cardiovascular, a aparatului respirator, precum și a aparatului digestiv. Pentru evaluarea sistemului cardiovascular, în cadrul consultului de medicină internă, se poate efectua măsurarea tensiunii arteriale, precum și electrocardiograma. Examinarea sistemului renal se poate efectua prin palpare, iar vizualizarea rinichilor se poate efectua prin metoda ecografică. Evaluarea sistemului digestiv în cadrul consultului de medicină internă se poate efectua prin metoda non-invazivă a ecografiei abdominale. Cum îți dai seama dacă ai nevoie de un consult de medicină internă? Ei bine, dacă prezinți stări de oboseală, amețeală sau dureri la nivelul abdomenului, atunci este momentul să te programezi cât mai repede pentru un consult de medicină internă.